Incendiu puternic la piața din orașul Briceni. 12 gherete cu produse alimentare, haine și alte bunuri materiale au fost făcute scrum noaptea trecută. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit aproape de ora 1. La fața locului au intervenit 4 echipaje de pompieri care au luptat cu flăcările timp de aproape 5 ore. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza și circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează a fi stabilite. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor înregistrate, acestea urmând să fie calculate.